Suntem pe ultima sută de metri și noi. Sperăm, nu știu, până la sfârșit. Știți că și iarna și toamna e pe ultima sută de metri? Da, nu, așa îmi spune serviciul de achiziții. Nu m-am băgat foarte mult. Sunt în ultima etapă, DUAE. Nu pricepe foarte mult ce înseamnă. De pe românește. Tratare, pe românește. Deci sunt pe ultimii 50 de metri, să-i spun, de adjudecare a câștigătorului și în momentul când avem contractul semnat, în secunda 1 dăm și ordinul de începere a lucrurilor. Eu sper deci ca stadiul ăsta au depus firmele oferte? Da, tot. S-a selectat firma respectivă și trebuie să depun garanții? S-au selectat firmele care au câștigat. Așa. Este un top al firmelor. Acum suntem în ultima procedură ca toate documentele depuse de firmele respective pentru a încheia procedura de licitație. Nu există și s-ar putea să apară au fost contestații. Bine, mai pot apărea, mai sunt. Mai pot apărea. Din ce îmi spune Serviciul de Achiziții Publice, putem avea contract semnat până la sfârșitul lunii octombrie. Și dacă vremea ne permite, în luna noiembrie, să intrăm efectiv pe traseu. Deci e clar că nu mai faceți numărul de kilometri de reparat și nu, metri pătrați de plombat. Eu pe care este piață. Posibil. Dacă câștigătorul va fi o firmă puternică, putem face cât mai mult. Important pentru mine e că avem banii, firma să fie serioasă și în momentul de începere, din momentul în care dăm ordinul de începere a lucrărilor, să cheltuie cât mai mulți bani din acest prim contractul secret. Sunteți conștient că ține de vreme, că dacă mâine începe zăpada, nu mai e. M-am uitat pe vreme, luna noiembrie va fi o vreme favorabilă și pentru astfel de lucrări.